Aderarea României la spațiul Schengen pare un obiectiv realizabil până la finalul anului. Cel puțin așa spune ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Oficialul se arată extrem de optimistă și spune că abținerea Olandei de la vot nu este un motiv de îngrijorare. Ministrul a mai spus că România se bucură de sprijinul necondiționat al altor țări, precum Franța sau Germania. Primul ministru Rute a spus foarte clar că Olanda nu se opune de principiu aderării României la spațiul Schengen. Acest vot de abținere pe care parlamentarii din partidul domniei sale l-au dat în... Parlamentul European. Este un vot care arată, de fapt, că Olanda nu se opune acestei acestei adărări. Ministrul Afacerilor Externe a explicat că pe parcursul acestui an s-a înregistrat un progres mare în ceea ce privește susținerea României pentru aderarea la spațiul Schengen. Și asta se reflectă în statele care ori sunt de partea noastră necondiționat, ori și-au schimbat perspectiva ulterior. E vorba despre o susținere foarte clară exprimată la cel mai înalt nivel de către Franța la vizita pe care președintele Macron a făcut-o în România, fără condiții. De asemenea, o susținere foarte clară exprimată de cancelarul Scholz, deci de Germania, la Praga, într-un discurs european foarte relevant. De asemenea, Finlanda, într-o discuție pe care am avut-o cu omologul meu, în luna iulie mi-a confirmat că nu se mai opune. De altfel, Bogdan Aurescu a declarat că mediul de afaceri olandez vede foarte clar avantajele pe care le-ar avea Olanda odată cu intrarea României în Schengen. Aderarea României la spațiul Schengen va fi un avantaj inclusiv pentru mediul de afaceri olandez din România. Camera de Comerț olandezor Română din România a avut o poziție foarte clară de sprijin pentru aderarea României la spațiul Schengen. Zilele trecute, de asemenea, în Olanda, Camera de Comerț Românească din Olanda și respectiv ceea ce se cheamă Dutch Network, deci o rețea de companii olandeze care sunt active în relația cu România, au adoptat de asemenea o poziție în favoarea aderării României la spațiul Schengen.